Marți dimineață, în localitatea botoșeneană Stânca, a avut loc o avarie de proporție la rețeaua de alimentare cu apă. O conductă de mari dimensiuni a cedat împrăștind cantități însemnate de apă. Echipele de intervenție au muncit o zi întreagă pentru a repara conducta. Nu fac nicio grabă, este un cămin acolo, am și... vă dau și privața. Da, sigur, aseară la 12 s-a terminat. A ieșit o conductă dintr-o piesă, s-a contactat cu letinul, s-a ieșit într-un cămin. S-a făcut o piesă și s-a remediat. Avariile la apă s-au înmulțit în ultimii ani, datorită faptului că numeroase conducte vechi cedează presiunii apei.